Deci, evident că în continuare integrarea euroatlantică rămâne prioritatea absolută. Evident că parteneriatul strategic și consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii rămâne o prioritate. Relația bilaterală cu Moldova, cu alte state importante. Să nu uităm de atul pe care îl poate reprezenta pentru noi exercitarea președinției OSCE în anul 2001 și unde cred că talentul și profesionalismul ministrului și al Ministerului de Externe își vor spune cuvântul. Și, de asemenea, ultimii, dar nu cei din urmă, ci din potrivă, relația cu românii din afara granițelor. Am lucrat mult și în acest domeniu și cred că este extraordinar de important să redefinim modul de a comunica. Am să încerc să confirm această încredere pe care a avut-o domnul președinte. Totuși sunt un om norocos pentru că fac ceea ce îmi place și îmi place ceea ce fac. Diplomația este pasiunea mea, diplomația va rămâne profesia mea și în continuare. A doua mare ambiție, de a reuși să fiu modelul de viață al copiilor mei. Da, foarte frumos spus. Pentru mine a fost o mare surpriză că ați fost numită la consilier prezidențial pe politic. Consilier prezidențial, pe politică externă e firesc. Dar pentru mine a fost o surpriză. Vă asigur, nu sunteți singurul.